Astăzi, cel care se dorește salvatorul românilor, mă refer la George Simion, se va înscăuna cu liderul maxim al AUR. După ce și-a eliminat toți adversarii, mă refer aici la mai mult școlitul Claudiu Târziu, Simion va conduce de unul singur partidul spre un eșec de proporții în 2024. Da, va fi un eșec răsunător la viitoarele alegeri locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale. AUR nu va reuși să facă pragul electoral. După acest congres, care este o mascaradă menită doar să-i dea o așa zisă legitimitate lui Simion, vor începe luptele interne. AUR va pierde mulți parlamentari care nu vor fi de acord. De fapt, de pe acum se anunță crearea unei opoziții în interiorul partidului. Cu manifestările grotești ale viitorului președinte, nu va sta nimeni. Să nu uităm că AUR nu are teritoriul structuri, iar fără baza politicii nu va reuși nimic. Simion va fi un alt Dan Diaconescu. Viitoarele alegeri o vor dovedi. Simion se crede o locomotivă. Nu este. Nici măcar una cu abur ieșită din uz. Românii nu mai vor scandal. De fapt, vor lucruri concrete. Nu manifestații publice fără nicio noimă. S-a dus pandemia, iar odată cu ea și subiectul desuet, de fapt, al AUR. Jos masca! S-a dus și cu suspendarea lui Iohannis. A văzut că nu merge. Ce mai scoate Simion pe piață? Jos Zelenski, jos Putin, jos Șoșoacă. Cine îl va crede? Nimeni. Simion, iată, acest profitor al naivității unor români pe care i-a păcărit acum 2 ani cu naționalismul său de 2 bani, va fi o epavă curând. George Simion, îți spun că acesta este începutul sfârșitului. Nu sunt mama Omida, dar asta se va întâmpla. Acum începe destrămarea a ceea ce tu nu ai reușit să unești. Ideea de român, de demnitate. Adio, adio George. De fapt, nu adio. Încă. Ne vedem la tribunal.